Mulțumim Lui Dumnezeu pentru faptul că, iată, datorită bunătății îndurării Harului Lui, ne întâlnim din nou pe Undele Radio Vocea Evangheliei. De ceva timp ne-am aplecat inimile și gândurile înaintea textului Scripturii ca să înțelegem mai bine dacă putem cu ajutorul Lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos. Am vorbit despre faptul că El este întâi născut superior și creator față de toată creația Lui, am vorbit despre faptul că el este cel care a experimentat moartea și învierea pentru noi, plătind prețul răscumpărării noastre și împreună cu domnul Alex Clapa vom relua această încercare de a înțelege mai bine lucrurile din textul din Coloseni capitolul 1. În acest text se spune că Dumnezeu a vrut să împace totul cu sine prin el, adică prin Domnul Isus Hristos. Ce înseamnă, domnule Clapa, faptul că Dumnezeu a vrut să împace totul cu sine? Oare acest cuvânt totul presupune o contradicție cu Dumnezeu pe care el trebuia să o rezolve? Conceptul împăcării este legat de câteva aspecte cu privire la Domnul Isus Hristos, la persoana Domnului Isus Hristos. În primul rând, împăcarea noastră cu Dumnezeu este legată de divinitatea lui Hristos, apoi este legată de umanitatea lui Hristos și apoi este legată de jertfa de ispășire a Domnului Isus Hristos. Aș aminti ce spune în versetul 19, în capitolul 1, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos. Este una dintre cele mai frumoase și mai puternice afirmații cu privire la divinitatea Domnului Isus Hristos. Și Parcă Pavel așează adevărul divinității Domnului Isus Hristos, înainte să ne spună despre împăcarea noastră cu El, în versetul 20. Acum, plinătatea presupune un caracter complet, întreg. Asta ar fi un înțeles al termenului plinătate, dacă l-am luat cel puțin în felul în care este folosit aici în scriptură. Aș spune, în Hristos rezidă toate. Atributele Dumnezeirii, toată puterea lui Dumnezeu, în mod plenar. El este Dumnezeu, nu pe jumătate, nu un pic, ci El este Dumnezeu în mod absolut. De pe poziția asta vine Hristos să aducă pentru noi împăcarea cu Dumnezeu. Îl califică din perspectiva asta, să realizeze pentru noi împăcarea. Dar în același timp era nevoie și de umanitate. Cineva trebuia să ne reprezinte și pe noi în povestea asta. Hristos este acolo, Dumnezeu. Noi, dacă ne-am fi prezentat, n-ar fi avut loc în păcarea, ci ar fi avut loc pe pediaps. deapsa. Asta s-ar fi întâmplat. Și atunci Hristos, Fiul, da? una dintre persoanele Trinității, se întrupează, se face om și în calitate de om ne reprezintă în întâlnirea împăcării. Iar împăcarea nu se realizează foarte, foarte mare atenție. Împăcarea nu se realizează în termeni ușori. A cădem la învoială, nu nici de cum. Dacă luăm literalmente, împăcarea noastră s-a realizat în termenii cei mai duri. Hristos a suportat mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Păcatul a fost pedepsit în Hristos. Hristos a plătit și am vorbit de data trecută, a plătit prețul ca noi să putem să avem împăcarea. Noi beneficiem de împăcarea cu Dumnezeu prin har. Asta înseamnă că nu ne costă nimic. Dar în același timp, în același timp, asta nu înseamnă că împăcarea a fost pe gratis, că n-a costat nimic. Nu mă costă pe mine nimic, cel care mă întorc la Hristos. Nu plătesc eu nimic pentru împăcarea asta. Dar asta nu înseamnă că nu a plătit altcineva. Ci tocmai asta îmi spune că cineva a fost acolo să plătească împăcarea noastră costă și costă foarte mult. Prețul este extrem de mare, atât de mare încât noi nu l-am fi putut niciodată achita. Iar Hristos achită prețul acesta pentru noi. Împăcarea presupune un conflict. Vă întreb sincer și ca un copil. Cine e supărat pe cine? În primul rând, Dumnezeu este supărat pe păcat și pe păcătos. Păcatul ofensează pe Dumnezeu. Păcatul este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Mai folosesc uneori în expunerea adevărului despre vinovăția păcatului și expresia aceasta Noi am trântit ușa nasului Dumnezeu prin păcatul nostru. Noi deci interesat. noi suntem supărați pe el. În primul, rând, în, primul rând, în, în primul rând el este supărat pe noi. El este supărat pe noi. În primul rând el este supărat pe noi din pricina păcatului. Dar uneori și noi suntem supărați pe el. În nebunia noastră, în starea de păcat, oamenii uneori se supără pe Dumnezeu cu toate că poziția pe care noi o avem nu ne-ar îndreptăți niciodată, nici măcar să nu să fim supărați pe el, nici măcar să putem să-i pretindem ceva. Nu ne era dator cu nimic. Dar în primul și în primul rând, revenind la întrebarea pe care ați spus-o, în primul rând Dumnezeu este supărat. Iar în momentul în care Biblia vorbește despre conflictul acesta dintre Dumnezeul Sfânt și omul păcătos, uneori Biblia folosește termeni foarte duri, cum ar fi vrăjmășie, Acum, dacă citesc în Scriptură că este vrășmășie, El a îndepărtat, Hristos a îndepărtat în momentul realizării în care a îndepărtat vrășmășia. Dacă vorbesc despre vrășmășie, înțeleg asta că Dumnezeu, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul sfânt, Dumnezeul știutor, și iarăși aș putea pune toată lista, Dumnezeul drept, îmi este vrășmaș. Păi atunci am pățit-o. Tocmai asta este, în contextul ăsta vine vestea bună a Evangheliei. Noi nu avem nicio șansă. Eram sub condamnare, n-am fi putut oriunde ne-am fi dus. În permanență, mânia lui Dumnezeu era îndreptată spre noi, din pricina vinovăției pe care noi o purtăm. În momentul în care vine Hristos și se așează între noi și mânia lui Dumnezeu, El preia toată mânia Dumnezeirii împotriva păcatului. Și noi suntem doar beneficiari în Toată, în toată povestea asta frumoasă, și nu spun poveste în sensul de închipuire, ci în toată istoria asta frumoasă a păcării noastre cu el. Există oameni care pot să trăiască fără să fie conștienți de faptul că Dumnezeu le este adversar? Probabil că majoritatea oamenilor nici măcar nu se gândesc că Dumnezeu le-ar putea fi împotrivă. Probabil că dacă te duci la asemenea oameni să le spui prima propoziție, Dumnezeu te iubește, ei ar spune, bineînțeles, că merit să fiu iubit. Dar dacă le-ai spune Dumnezeu îți este adversar și ți este vrăjmaș și mânia lui Dumnezeu este peste tine, atunci probabil că nu ar Ajungem. înclina să fie deschiși față de un asemenea mesaj. Ajungem, cred, în punctul în care ar trebui să amintim ceva despre o predicare întreagă a Evangheliei. Evanghelia nu înseamnă doar Dumnezeu te iubește, cu toate că este un adevăr extraordinar de puternic și important. În primul și în primul rând, cred că Evanghelia înseamnă a confrunta ființa umană cu starea în care se găsește. Abia când îți dai seama de starea nenorocită în care ești și îmi permit să folosesc termenul acesta pentru că îl găsim și prin Scriptură, o nenorocitul de mine. Oamenii când și-au dat seama de condiția în care sunt, și nu și-au dat seama decât în lumina Sfințeniei lui Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu s-a prezentat în toată măreția Sfințeniei lui, ca aș numi o așa, măreția Sfințeniei lui. Atunci, în fața acelei Revelații, omul s-a simțit păcătos. Avem exemplu Apostolului Pavel, avem exemplul lui Petru, când Petru are de-a face cu acea conștientizare că în barca lui îi Dumnezeul Etern. Petru nu mai nu nu se mai gândește la altceva. Îi, da, pleacă sperezi. de la mine, sunt un om păcătos, da. copleșit de starea aceea. Frumusețea, frumusețea Evangheliei întregi este că nu ne lasă doar la nivelul acesta al conștientizării vinovăției noastre. Am fi vai și amar de capul nostru. Ne-am pierde mintea, probabil, din pricina spaimei și, în același timp, a sentimentelor și remușcărilor pe care le-am putea simți în contextul acela al revelației. Și Dumnezeu intervine și ne aduce și oferta harului, oferta mântuirii. Dar Acea în ordinea posibilitate. asta, adică în ordinea în care omul întâi este terifiat de păcatele lui, în sfințenia lui Dumnezeu, vinovăția lui, pedepsa lui Dumnezeu, deci asta este ordinea corectă. Pentru că altfel, dacă ești insensibil și nepăsător față de lucrurile lui Dumnezeu și auzi doar faptul că Dumnezeu te iubește, este ca și când n-ai cunoscut profunzimea acestei propoziții. Ce înseamnă Dumnezeu te iubește? Dacă vreau să aranjez lucrurile, să le așez într-o ordine, după cum este prezentat adevărul în scriptură, cu asta începem, cu starea de vinovăție a ființei umane, cu necesitatea, nevoia fundamentală a omului de a fi salvat din condiția aceea și niciunul dintre noi nu aveam resursele să ne putem scăpa de acolo nu ne-am fi putut apuca de zulufi capului și să ne tragem în sus. Nu putem ieși din mocir la respectivă. Ne-am fi necat acolo în păcat și în moarte. Dar continuarea este tocmai cu intervenția lui Dumnezeu în lumea noastră, în istoria noastră și intervenția aceasta care este centrală da, în jertfa lui Isus Hristos, în ispășire și răscumpărarea pe care o avem, și așa mai departe. Dar, în experiența, pentru că în celelalte episoade m-ați provocat cu anumite experiențe din viața reală a omului, în experiența fiecărui individ care ajunge să-l cunoască pe Hristos și să aibă parte de mântuire, uneori se suprapun lucrurile nici nu-ți poți da seama foarte bine. Alte ori este un proces mai lung. Am întâlnit oameni care n-ar fi putut să identifice un moment al mântuirilor și lucrurile s-au derulat pe un anumit timp. Au fost alții care au putut pune foarte bine degetul pe o anumită dată sau pe un anumit moment din viața lor. Atunci am simțit că scopleșit de sentimentul vinovăției față de Dumnezeu în primul rând, că despre asta e vorba, și sunt într-o stare de nenorocire și dintr-o dată parcă s-au deschis ușile și s-a prezentat Hristos sau oferta Harului în viața mea. De aceea, din perspectiva mărturiei Scripturii și a ce găsesc în Scriptură, cred că asta este ordinea, cum ați spus, starea de vinovăție a omului. Asta ar trebui să prezentăm în primul rând. Oamenii să ajungă la, la conștiența faptului că sunt vinovați înainte lui Dumnezeu și că Dumnezeu este gata să ofere iertarea și mântuirea în Iisus Hristos. Ceea ce ne duce la o concluzie cumva periculoasă sau nici nu știu cum să o numesc și anume că majoritatea oamenilor sunt indiferenți față de Dumnezeu și sunt opaci chiar față de un mesaj care are în vedere gravitatea situației în care ei se află. Este parcă, nu știu, un virus care a intrat al păcatului în umanitate și a determinat o orbire spirituală și o nepăsare față de lucrurile lui Dumnezeu, față de gândurile lui Dumnezeu, față de Scriptură, și această nepăsare ne-a cuprins pe toți. Aș aduce alăturat de ceea ce ați spus versetele din Efeseni capitolul 2. Cred că este o descriere potrivită și potrivită nu pentru că ne pică nouă bine, și s-ar potrivi așa cu așteptările noastre, ci este potrivită pentru că este în conformitate cu adevărul, cu expertiza pe care Dumnezeu o face. Și aici versetele spun, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ce înțeleg de aici? Păi în primul și în primul rând înțeleg că lumea aceasta, cu toate că trăiește, este moartă în păcat și în greșeli. Între ei eram și noi, spune Apostolul Pavel, eram și noi toți odinoară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copiii ai mâniei ei ca și ceilalți. Ăsta e adevărul despre ființa umană, despre rasa umană, ăsta e adevărul despre condiția omului aici pe pământ. Și acum intervine acel dar, din versetul 4. Dar Dumnezeu, și parcă este virgula mare care schimbă în momentul acela lucrurile se schimbă, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Măcar, cu toate că, în ciuda faptului, aș spune eu, da? Că eram morți în greșelile noastre. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Ce vorbeam mai devreme despre o anumită ordine în Evanghelie, vinovăția omului și apoi, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat acolo. Deci, iată, vrăjmașia aceasta ajunge la o concluzie și încă una fericită. Vrăjmașia e înlăturată. Dumnezeu nu rămâne adversar Față de cei credincioși, nu rămâne în poziția de mânie, ci este o situație rezolvată, și acum este har, bunătate, dragoste, iertare de păcate, milă. Pentru toate astea, nu putem să spunem decât a lui, și numai a lui să fie toată slava. El merită toată cinstea. Dumnezeul nostru, care ne iubește, merită toată închinarea și ascultarea noastră. Doamne, ajută-ne. În textul din Colosen la care aș vrea să revenim, se spune că Dumnezeu a făcut pace prin sângele crucii Lui. Este vorba de moartea Domnului Isus Hristos. Din punct de vedere uman, nu este uciderea Domnului Isus o mare greșeală juridică? O eroare? Cred că în prima noastră întâlnire sau în a doua, am amintit la un moment dat despre faptul că majoritatea oamenilor încearcă să se raporteze la Dumnezeu, limitându-l pe Dumnezeu la nivelul experiențelor noastre umane. Și am spus atunci că e potrivit să ne apropiem de Dumnezeu, în procesul acesta al cunoașterii și în parcursul acesta al cunoașterii, să ne apropiem de Dumnezeu fără să dictăm noi termenii ci căutând să înțelegem care sunt termenii lui. Harul a spune că jertfa Domnului Isus Hristos, moartea Domnului Isus Hristos, ar putea fi greșită din punct de vedere juridic, ca și cum am spune că soluția lui Dumnezeu este greșită. Și de fapt asta îmi spune, pentru că asta e soluția lui Dumnezeu la situația și problema oamenilor. Harul, am spune noi atunci, dacă susține că este greșită, harul este greșit, pentru că moartea lui Hristos ne-a adus nouă iertarea în dar, în har. De deci, aceea nu cred că este potrivit, nu cred că este potrivit să considerăm lucrurile în felul acesta. Tocmai pentru că Dumnezeu ne iubește datorită caracterului său și aici iarăși un detaliu și un amănunt, spun eu, important, ne iubește nu pentru că noi suntem vrednici de iubit, nici pentru că suntem frumoși. Dragostea lui Dumnezeu nu este o dragoste emoțională, dragostea lui Dumnezeu este o dragoste rațională, o decizie divină. El a ales să ne iubească datorită a ceea ce este El. Și în momentul în care El, Dumnezeu, din pricina dragostei și a ceea ce este El, își asumă în Isus Hristos plata păcatului nostru. Eu nu am nici un drept. Și n-am niciun motiv în același timp să am vreo obiecție. Pentru că eu sunt doar beneficiarul dragostei lui Dumnezeu. În scriptură, dacă nu greșesc, în Proverbe 17 este scris că Dumnezeu nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, de altfel și în Exod, capitolul 32, când îi se arată lui Moise. El spune: Nu socotește nici de cum pe cel vinovat drept nevinovat, ci pedepsește pe cel vinovat. Întrebarea e cumva legată de Domnul Isus dacă el era nevinovat, totuși a fost pedepsit. Din punct de vedere al judecății noastre, cumva cel nevinovat este pedepsit. Pare că, până și Dumnezeu însuși nu respectă ceea ce el a spus judecătorilor să facă, judecătorilor umani. Nu ia un judecător uman pe cineva care este nevinovat și îl pedepsește. Mă rog, pentru că ar fi făcut ceva rău, nu. Îl ia pe cel vinovat să-l pedepsească pentru că a încălcat legea. Ba mai mult. După timpul reformei, au fost unii care au spus că e nedrept ca o victimă inocentă să fie pedepsită în locul cuiva care este vinovat. Ce dreptate este aceasta la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar fi pedepsit pe cineva nevinovat, în locul unui om vinovat, a unui individ, a unei persoane vinovate, iar cel pe care l-a pedepsit Dumnezeu, l-ar fi pedepsit Dumnezeu, ar fi fost în afara Dumnezeirii, atunci am fi spus că poate să fie o judecată, o judecată nedreaptă. Dumnezeu, de pe tronul lui, nu l-a afectat cu nimic, el a hotărât să-l pedepsească pe celălalt, în locul ăstuia, este nedrept. Dar Dumnezeu nu a făcut asta. Dumnezeu a spus, voi sunteți vinovați și aleg să plătesc eu deci nu sunt în, în, în situația aceasta a trei părți, adică nu este o victimă inocentă, o persoană vinovată și o a treia parte care poartă, sau judecătorul care exact. face o da, judecată da, nedreaptă. Da. Ci este Dumnezeu care ne condamnă din pricina vinovăției noastre, suntem noi care suntem vinovați și același Dumnezeu care ne condamnă alege să plătească el, tocmai din pricina că noi nu avem resurse să plătim prețul și vina păcatului nostru. Dumnezeu ar fi fost nedrept față de cine? Pentru că El a plătit tocmai ceea ce El cerea. În Roman capitolul 3, versetul 24 în jos, spune Și sunt socotiți, nepriniți, aș lua și versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de strava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și sunt socotiți, neprihăniți. Altfel spus, le este imputată o neprihănire. Contabil o dreptitudine. Le este atribuită, le este socotită în contul lor o neprihănire, da? o dreptitudine. Sunt socotiți neprihăniți, fără plată, adică fără să plătească ei pentru asta. Prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el, pe Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jerfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, să-și arate dreptatea lui Dumnezeu în felul acesta căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Aș aduce aici o imagine, un exemplu. Dacă un polițist îl prinde pe un om că a încălcat legea și polițistul îl iartă. Omul se, se, pl întâmplă, să omul se plânge în fața lui, se căiește și polițistul îl iartă. Și dă drumul și nu plătește nicio amendă. A încălcat o lege de circulație, te iert, ești liber. Și imediat în urma evenimentului respectiv, vine un control și îl întreabă pe domnul polițist ce ați făcut cu individul. Pe care l-ați prins că a încălcat legea. L-am iertat. Păi, dumneavoastră, tocmai ați încălcat legea, domnul polițist. Legea nu spunea să-l iertați, legea spunea să-l pedepsiți. Ceva de felul ăsta înțeleg că spune Pavel aici. Ca Dumnezeu să rămână neprihănit, să nu poată fi acuzat de încălcarea legii și totuși să-l ierte pe cel vinovat. A ales Dumnezeu să plătească în locul nostru. Cu aceste cuvinte care sunt dătătoare de speranță și anume a faptului că Dumnezeu în dreptatea Lui a găsit o singură cale să-și mențină dreptatea Lui iertându-ne doar prin Domnul Isus Hristos, ne rugăm ca Dumnezeu și pe dumneavoastră audiența Radio Vocea Evangheliei să vă includă și în această zi, în această mare mântuire pe care Domnul Isus Hristos ne-a adus-o fiecăruia dintre noi.